Wow, Andrei. Ce faci? Salut, prieteni. Salut, tu ai văzut? Ce să văd? Vino încoace. Echipa satului Burlacu a câștigat cupa președinte. Dă-ți mașină, că eu nu pot așa să văd. Wow, într-adevăr, echipa satului Burlacu a câștigat cupa președintelui Răunul la fotbal, ediția 2018. Prieteni, cine mai ține minte când am făcut rutina noastră dimineața, era duminică. Iată, atunci a și fost toată aceasta. Da, într-adevăr, sunt poze din meciul nostru de duminică. Da, iată aici cum ne mânează nouă cupa. Eu sunt cu Andreș în braț, aici este mama. Filmează și fotografiază. Cine vrea să vadă secvențe de duminică, să ne scrie și o să pun la mine pe canal, Andrei Săvșclav. Da, și iată aici cum ne-am mânat cupa. Wow, eu nici nu am văzut. Dar Irăcica unde este? Irăcica în cameră. Aici mai jos ce este? A, aici o fetiță. A, și aici deja echipele, da? Da, deci că m-am luat și eu venit de la școală și tu dus să fac lecții. Și face lecții? Ia hai să ne uităm ce face ea într-adevăr chiar. Mi-este foarte interesant. Ia hai. Ira! Ce faci? Salut! Da, pe ce canal filmează? Pe al tău, pe al tău. Salut, prieteni, sunteți pe canalul Irăcica Info. Și eu nu... Ce miroase portocale la tine? A, iată, tu ai pus... Am pus portocale ca să miroase frumos. Corj de portocale. Și am și coșul meu de gunoi portocale. Da, asta ce? Asta este un desen calul troian, la istorie am avut. A, eu știu. Știu, calul troian, da. Și scriu aici informații despre calul troian. Ce ai făcut? DIY ai făcut? Da, am mai făcut. Uite, am făcut o... Ce ai făcut? O copertă, da. Wow, tata. Se vede? Da. Frumos, da? Asta tu singur ai făcut? Da. Bravo. Mi-a dat și colegul de bancă câteva elastici de astea. Dar la tine așa dezordine era? Era într-adevăr cu dezordine asta. Vine de la școală, tu te-ai schimbat măcar, ți-ai spălat mâinile. Uite, scurt asta aici aruncată. N-am înțeles, tu ce de aștept și cadou? Da. Asta de unde mi-ai luat? Este un ciorap pentru cadou. Păi știu, dar păi de ce aici trebuie să fie? Da. Așteaptă. Ce așteaptă? Ira, și scurtă. Scuzați-mă, eu nu știam că o să veniți așa cu camera. Ira, n-am înțeles. Dar asta ce? N-am înțeles, wow. Tu ce ai rupt scurtă? Bracă. Tu ce ți-ai rupt scurtă? Ia întoarce-te să vedem la spate. Wow, dar ce tare este ruptă. Ce e ruptă? Da? Ai rupt? Ai rupt scurtă? Da, unde ai rupt-o? Eu din greșeală am rupt-o. Eu când a venit acasă doar am observat. Cred că undeva când ne jucam cu prietenii în curte. Nu cu prieteni, dar cu colegii. Noi doar acum trebuie să mergem de clasă în clasă și trecem și pe afară. Și de multe rupte. Păi, dar trebuie să-i facem ceva, dar cum tu așa? Da, scurt? E scurtă mea preferată. Vă rog, face ceva. Poate putem cumva să reparăm, poate să-i lipim ceva acolo. Poate n-ai să Nu știu. Trebuie să o ducem să vedem la croitorie și acolo vom vedea. Eu cred că este soluția. Am încercat acasă să... Ce să faci? Păi dar tu asta când și mai de mult a fost ruptă? Nu, păi dar nu, ce nu ne-ai zis? Și am văzut și am vrut să mă schidez cu lipici, dar nu s-a primit de aici. Păi dar nu, ce nu ne-ai spus? Ei, aici nu mai trebuie, nu, aici trebuie, nu știu, prieteni, scrie, ne scrieți în comentarii. Cred că aici trebuie depus în genere altă bucată, ceva și să o coasă. Ți-i rău rupt scurtă, tu ai văzut? Da. Tu ai văzut, Andrușa? Păi clar că n-ai vrut. Ara. Cine? Ira, da. Tu. Da. Andrieș, iar spune, du-te. Și acum, fără scurtă, da? Da. Irăcica, se primește să-i rupt scurta ta preferată, da? Da, e scurta mea. Eu am scurtă. Ce scurtă ai? Da. Eu am gătit, dar Ira niciodată nu am îmbrăcat. Stai, dar ea ți este bună sau ea ți este mică? Mică? Da, cum? E mare. Păi și asta ce, pentru Ira scurt? Da, dar cum? A să meargă așa la școală? Ruptă, de sigur. Asta e preferata mea, uitați-vă. Păi da, tu trebuia să ne spui. Cât e călduroasă. Da, tu trebuia să ne spui și noi o ducem la reparație. Aici, vezi? Ce blană. E naturală. Aici, da, dar la tine nu este naturală, da? Nu.
mi este cam puțin mare. Și a mea este mai călduroasă. Dar nu mare era, dar tu știi că e fric. Da, prietenii au transmis la noi se va răci până la minus 12 noaptea și ziua până la minus 8. Așa că va fi foarte frig în curând. Da. În zile următoare chiar. Așa. Poți? Da, acum am văzut. Eu încă sunt răgușit de duminică. Așa stai. Iată, cu aceasta vei. O vei îmbrăca până ce la școală, până noi o vom duce pe aceasta la reparație. Wow! Păi ce, principal să fie călduroasă, ce? Este frumos. Guler, da? Nu, asta este glugă. A, glugă? Eu tot le, îi spun guler mereu. Guler gulerul este aici. Guler care e guler, doar la gât. Păi nu e mare, Ira. Și tata e mare? Nu, nu mai este mare, este normal. Pentru iarnă, ta mă. Mi se cald. Așa. Bine, deci, dar noi nu te reținem, făstimile mai departe. Ce ai făcut? Pe viitor să știi să ne spui când rupi ceva, bine? Da. Eu să vii să spui deodată. Stai! Ce? Valeria, în fiecare video vrea să arăte ce nu, mai eu. Da, eu, pur și simplu, n-am ce vrei să vezi? Da, deoarece agenda era la dirigenta. Normal, tot normal. Hai atunci. Vă mergeți? Da. Eu să vă spun pe curând, prieteni, deoarece am mult. Bine, vă spun și noi pe curând, noi am vrut să arăt, așa să mergi să-ți arăt niște poze. Bine, nu uitați să puneți like-uri, prieteni, și scrieți în comentarii cum pot să repar scurta mea, deoarece iubesc atât de mult. Și nu uitați să vă abonați pe canalul nostru YouTube, Irăcică Info și Andrei Savciuc Live. Pe curând, prieteni. Pe curând, pa, pa! Pa, pa! Bă, pa, pa, totuși.